Având în vedere că am primit destul de multe mesaje în legătură cu acest subiect, astăzi o să vă arăt cum se descarcă SAMP. Acest tutorial este destinat începătorilor sau băieților ce nu au jucat niciodată SAMP și vor să se apuce, sau băieților care se complică cu faza aia cu instalarea GTA-ului, o chestie super, super grea și enervantă totodată. O să vă arăt cea mai simplă și cea mai eficientă metodă posibilă. Băieții, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, aveți aici Instagram-ul meu. Am făcut 5.000 ceva de urmăritori, am pus acolo poză cu fața mea de retardat la story, pentru că v-am promis că la 5.000 de urmăritori o să pun. Și hai să-i dăm drumul la treabă. O să aveți în descriere linkul de la GTA San Andreas de pe Google Drive, pentru că de pe Google Drive se descarcă cel mai repede. O să aveți link, dați click pe link, după aia dați aici descărcați și o să se descarce foarte, foarte repede. Descărcați acum, oricum, pardon, și lăsați aici să se descarce. Eu am descărcat deja și l-avem aici. Bun, avem noi GTA San Andreas-ul aici. Ideea e că este cu tot cu SAMP instalat. Dar dacă aveți un GTA San Andreas fără SAMP instalat, o să vă arăt cum se face. Crea un nou folder, nu știu unde aveți voi spațiu, unde, în ce, unde vreți voi, pe desktop. Dăm noi click dreapta, new folder, o să vă mai explic că așa oarecum băbește, pentru că știu că unii poate sunteți micuți și nu știți cum se face. Dăm un nume aici, orice nume vreți voi, dar eu o să pun GTA SAMP ca să-l găsesc. Și intrăm noi în arhiva respectivă, o micșorăm, o facem mai micuță, o deschidem, selectăm toate astea de aici, deci ținând click selectăm toate astea de aici sau apăsați CTRL-A și se selectează toate. Apăsăm CTRL-C sau deschidem noi și folderul ăsta și efectiv după ce am selectat pe toate, tragem în folderul ăsta și acum așteptăm să se dezarhiveze. Eu, având un procesor mai bun, mi se dezarhivează puțin mai repede. Nu știu dacă e vorba de procesor sau dacă e vorba de SSD sau de hard, de viteza SSD-ului sau de hard, dar cert e că durează undeva la un minuțel și o să revenim imediat ce se termină de dezarhivat. Bun, băieții, s-a terminat de dezarhivat, a durat mai puțin de un minut, cred. Nu mai avem nevoie de WinRAR-ul ăsta, de arhiva respectivă. Avem acum GTA San Andreas-ul cu SAMP-ul deja instalat, dar ca să fim siguri că totul funcționează corespunzător, o să mai instalăm o dată SAMP-ul. Scrieți pe Google, efectiv deschideți o pagină nouă și scrieți download SAMP, intrați pe primul link și dați pe SAMP 037 R2 client. Aveți grijă să nu dați pe Windows Server, deci neapărat R2 client și atât. Bun, descărcăm noi, eu l-am descărcat deja, mi l-am pus pe desktop, nu contează unde îl puneți, contează unde îl instalați. Dăm noi frumos dublu click pe el, dăm yes aici și după aia dăm I agree. Aici, grijă mare, trebuie să selectați folderul unde ați dezarhivat San Andreas-ul. Eu l-am pe desktop în GTA SAMP, așa am denumit folderul, dau OK și după aia dau install. Mi se extractează mie chestiile pe aici și s-a terminat. Dăm finish, intrăm în folderul GTA SAMP, intrăm în folderul SAMP și stai că rulează deja la mine, de aia nu mi s-a deschis. Intrăm în folderul SAMP și aici voi o să aveți ceva de genul ăsta, SAMP-ul. Aici vă puneți numele vostru, vă recomand să vă puneți un nume mai unic, pentru că majoritatea numelor de pe majoritatea serverelor sunt folosite. Eu să-mi pun numele meu cu care joc SAMP. Iar ca să adăugați în server, trebuie să dați pe add server, pe bifa asta, și îl băgați la favorite și o să-l aveți mereu aici. Dăm noi pe ăsta, eu vă scriu aici DNS-ul serverului meu, nu vă scriu IP-ul pentru că este puțin mai greu. DNS-ul este cum ar fi IP-ul, dar cu litere. Și scriem rpg.b-hod.ro. L-am adăugat, sunt 205 jucători la momentul de față. Dăm dublu click, dăm connect și așteptăm să ni se deschidă SAMP-ul. Mie mi-apare chestiuța asta pentru că am două monitoare, vouă nu o să vă apară așa. Dăm OK și hai să intrăm pe server. Mai bine cream eu. Bă, știți cum facem? Mai bine închidem noi. O să dau eu un slash Q și o să intru eu cu un alt nickname ca să vă prezint și puțin tutorialul. Reduc 1, 2, 3, 5, 6. Bun. Încercăm să ne conectăm din nou, dăm yes și după cum vedeți s-a deschis și SAMP-ul se mai deschide imediat. San Andreas Multiplayer, dacă vă dă eroarea cu SAMP DirectX, trebuie să faceți ceva cu Direct Play-ul, căutați tutorial pe YouTube, nu este greu deloc, doar dacă sunteți foarte, foarte autiști, nu o să reușiți să-l faceți. Bun, ca să vă înregistrați, pentru că am înțeles că unii dintre voi au probleme și la capitolul acesta, o să o luăm în ordine.
avem name, numele, ni se pune automat numele pe care vi l-ați spus voi la sam. Parola, la parolă dați click, da? Și acum vă setați voi parolă, o scrieți voi. Eu o să scriu P-A-R-O-L-A. E simplu, da? Bine, vă recomand să puneți o parolă mai grea. Gender, ce înseamnă gender? Gender înseamnă dacă sunteți băiat sau fată. Dăm click aici și selectăm mail, pentru că sunt bărbat. La e-mail vă recomand să vă puneți un mail corect, dați din nou click, vă puneți aici e-mailul, eu să-mi pun e-mailul meu corect, bla 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 bla. Select, apăsați enter. Referral, aici la referral puteți să puneți orice referral vreți voi și vă recomand să puneți un referral. Eu am referralul 1 și o să scriu 1 și o să dau enter și zice: e sigur că Răduc te-a adus pe comunitate? Ok. Age înseamnă vârsta pe care o aveți, dăm click. Scriem aici foarte frumos 18, pentru că eu am 18 ani, voi o să scrieți ce vârstă aveți. Și după aia dăm click pe butonul register. Aveți grijă, nu dați pe spawn, pentru că am înțeles că au fost probleme și unii n-ați știut să vă înregistrați pentru că ați dat pe spawn. Dați pe register. Acum o să ne ceară parola. Eu, pentru că mi-am pus parola o să mi-o pun. Parola, îți m-am logat. Și acum ne jucăm SAMP. Deci cam așa arată SAMP-ul, în caz că nu știți, deși cred că știți. Vă recomand să citiți absolut tot ce scrie pe chat, pentru că o să vă ajute. După cum vedeți, zice că contul tău a fost înregistrat cu succes. Și acum, pentru că sunt nou pe server, trebuie să parcurg un tutorial. Și aici am zice, ai fost transferat într-o altă lume virtuală, iar pentru a începe pentru început trebuie să dai de permis. Ne-a pus aici foarte frumos un checkpoint pe hartă, dăm slash exam și facem noi examenul auto. Bun, l-am finalizat, acum ne zice pentru a... Deci trebuie să mergem la un 24x7, adică la un magazin, pentru a ne cumpăra un telefon, o cartelă telefonică și credit pentru telefon. Bun, ne-am urcat foarte frumos folosind tasta F sau Enter, ne-am oprit aici la magazin, coborâm, intrăm în magazin și aici zice comenzi disponibile slash buy. Apăsăm pe T pentru a scrie și apoi scriem slash BUY. Dăm noi pe fond, pentru că fond trebuie să cumpărăm. Ne-a dat numărul de telefon 56458. Ne cumpărăm un phonebook, pentru că phonebook trebuie să ne cumpărăm. Phonebook-ul ne ajută să găsim numele altor persoane. Și credit și am terminat. În continuare, pentru a ieși din magazin apăsați asta F. Vă depărtați puțin de ieșire, pentru mi s-a despawnat fagiu. Nicio problemă, mergem pe jos. Trebuie să mergem într-un bingo care este exact lângă să ne schimbăm skin-ul. Tot așa apăsați asta F, scrieți comanda slash clothes, vă scrie exact pe ceea ce să scrieți și vă selectați orice skin vreți voi. Eu să-mi iau baba asta cocoșată, iar mai apoi trebuie să mergem să ne luăm un job, iar după ce o să ne luăm un job o să terminăm tutorialul și de acolo cred că vă descurcați voi mai departe să faceți job și chestii de genul ăsta. Ca să găsim un job trebuie să scriem comanda slash jobs. Și după aia ne uităm aici la distanță care este cel mai apropiat. Pentru mine cel mai apropiat este Pizza Boy, care este la aproximativ... ia, n-am niciunul mai apropiat, parcă mai era unul. Arms Dealer... nu, deci Pizza Boy este la 638 de metri. Apăsăm Enter și ne-a pus checkpoint pe hartă. Dacă vrem să vedem unde e localizat checkpointul nostru, avem aici harta și vedem că e aici. Bun. Mergem noi foarte frumos până acolo. Ca să alergați mai repede, cred că știți aproape majoritatea că trebuie să țineți space-ul apăsat și voi reveni când ajungem acolo. Bun băieții, am ajuns, iar acum ca să ne luăm jobul, zice clar și aici press Y to get the job. Apăsăm tasta Y și ne-am angajat ca Pizza Boy. Voiam să vă zic o chestie destul de interesantă, pentru că aș avea nevoie de la voi de câteva lucruri. Vreau în următorul video să fac ceva de genul că ești sampist adevărat dacă, iar voi să lăsați în secțiunea de comentarii continuarea la această frază. Ești sampist adevărat dacă îi da măcar o dată țeapă, sau ești sampist adevărat dacă ai jucat samp la școală, sau chestii de genul ăsta, le aștept în comentarii, băieți, am nevoie de foarte, foarte multe. Chestii de genul, vreau să iasă un video mișto următorul video și dacă v-ați uitat până în punctul ăsta, vă mulțumesc foarte frumos pentru atenția acordată. Acest tutorial a fost destinat, v-am zis, începătorilor sau copiilor ce nu prea se descurcă, pentru că știu că și la mine era foarte greu la început. După ce am terminat tutorial la job, tastăm comanda slash work și ne-a dat un scooter de pizza, scriem comanda slash PH să ne punem casca și îi dăm drumul la treabă la checkpoint-ul, care e destul de departe, dar cred că vă descurcați voi să ajungeți până acolo, pentru că vi-l marchează pe hartă.
Băieți, mulțumesc foarte frumos pentru atenția acordată. Dacă am reușit să ajut măcar o persoană, mă bucur. Mi-am îndeplinit scopul pentru care am făcut acest video. Eu am fost Radu și, ca de obicei, vă pupă, fratele. Salut!